Sunt Fernando Mihalache, lector universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București și profesor al clasei de acordeon. Cei pe care i-ați auzit mai devreme sunt studenții de-ai mei în anul 4, Emilian Ciobanu și Emilian Manica. Sunt studenți foarte talentați, studenți care au început practic studiul acordeonului încă din liceu. În 2014 am înființat prima clasă de acordeon la o universitate în România, de acordeon clasic. Cred că acest instrument este un instrument polivalent, la care se pot cânta foarte multe stiluri și genuri muzicale și în același timp un instrument, de ce nu, un instrument de concert. Eu însumi am apucat să prelucrez, să transcriu foarte multe materiale de la pian, de la clavecin, de la orgă, pentru acordeon și să le aduc studenților practic o altă perspectivă. În momentul de față am făcut niște transcripții pentru acordeon, sonate de Scarlatti, invențiunile la două voci de Bach și urmează multe alte lucrări. Încercăm să avem un repertoriu pe cât se poate de variat, eu știu, de la Scarlatti, Bach, până în zilele noastre la Galiano, Gorka Hermoza sau, de ce nu, Vyacheslav Semionov. Încercăm să cântăm lucrări din foarte multe genuri și stiluri muzicale. Avem și niște invitați care sper să vină într-un viitor apropiat, ori prin Erasmus, ori vom găsi o altă variantă, din Lituania, din Ucraina, din Rusia și mai ales din Italia. Eu, colaborând foarte, foarte mult și cu niște profesori din Italia absolut excepționali și încercăm să facem masterclass-uri și să avem schimburi de experiență care sper că ne vor ajuta și vor merge mai departe pe viitor. Mulțumesc tuturor celor care au susținut, să spunem, această idee de a face o clasă de acordeon. Acordeonul, da, este un instrument nou în peisajul muzical și în peisajul muzical românesc și da, o să venim cu surprize și lucruri cât mai interesante pe viitor.